this film is interesting because we really don't know much about Iran. Filmul este foarte interesant, de ce? Pentru că în general noi nu știm mult despre, poate, despre Iran. Especially we don't know what is happening in the Iran society. În mod special în societatea din Iran. Like this festival, our festival is always dedicated to some team every year, and this year the team is the women. În fiecare an noi, după cum știți, dedicăm o temă festivalului. În acest an, tema festivalului este Femeile Lumii. Yesterday we had a film from America, from USA, that was done basically all from women. Ieri am avut un film din America, pentru care în spatele producției au fost majoritar femei. And, you know, when we say dedicated to women, we mean women, their problems, their challenges in the world, geographically. Așadar, ne referim la temă Femeile Lumii și referindu-ne în mod special la problemele pe care ele le întâmpină. And we know that it is not easy to be a woman from the social point of view, work and so on, in many countries of the world, like can be Romania or America. But if you see the film, you understand that to be a woman in Iran is kind of more. Așadar, în multe părți ale lumii este poate dificil să fii femeie. Acesta este și exemplul din Iran. The story is this woman was an ex-prostitute. Povestea este în felul următor. Această femeie, personaj principal, a fost la un moment dat în viață prostituată. But now she's married and she is the hero of the film. She's the victim and the hero. Dar acum, după ceva timp, ea se mărită, însă devine o victimă și în același timp un erou al filmului. However, the society don't let her forget what she was before. Societatea nu o lasă să-și uite trecutul. And they really want to deal with women like a second class individual. Comportându-se așadar, societatea, mă refer, într-un fel poate înjositor cu femeile. So, it's interesting because, I mean, we see also other things in the movie, not only that, but it's interesting thinking how the women in this kind of country live is 100 times worse. E foarte interesant de să ne gândim cum că în această societate femeile trăiesc poate de 100 de ori mai prost decât în altele. Okay, so why we don't see the film now?